Dragi prieteni, bună dimineața, sunteți la AS.ro Live. A participat cu succes în gimnastica de performanță, undeva acolo și a sus, campioană europeană. Din păcate, o accidentare a ținut-o departe, deși mai era o lună de zile, atât foarte puțin, până la Jocurile Olimpice de la Londra din 2012. S-a retras un picuț mai mult și după aceea a revenit. Unde? La Circul Metropolitan. Acolo o găsiți, este artistă acolo, gimnastă acolo. Din păcate, situația de acum cu pandemia un pic mai dificil. Ne întâlnim pe net, ne întâlnim pe rețelele de socializare, mai greu de mers acolo. Dar când vom scăpa de toate acestea, apropo, astăzi sunt 1 milion de vaccinați în România, așa ca o mică paranteză, cu siguranță că vom merge și o vom vedea acolo. Doamnelor, domnișoarelor și domnilor, Amelia Racea. Să rămână, bună dimineața! Bună dimineața, bine v-am găsit! Bine ați venit, bine ai venit, o dăm așa pe și mii de mulțumiri. Vreau să te întreb de la început, Amelia. Amelia, da. Deci nu e nici Amalia, nici Amelie. Nu, deci... N-ai întrebat niciodată de unde... Nu, dar mă bucur că port acest prenume frumos. Deși când eram mică mi se spunea Ama și... Ama, e mai simplu. Mai îmi spun și prietenii, da. Tu n-ai fost niciun fel de Didi, că erați multe acolo la lui Didi, era Bulimar, era tu n-ai fost, era Ama. Nu, era mama, da. Ama. Începem cu începutul? Începem, da. Te-ai uitat la televizor, știu, la Jocurile Olimpice de la Sydney, 2000. Da. Corect? Da. Și atunci ai zis că vreau să... Probabil că mi-a plăcut foarte mult gimnastica, știu că și mamei mele i-a plăcut foarte mult și n-a putut să practice. Care a făcut la nivel de amator, nu? Nu, n-a făcut. N-a făcut? Nu, și-a dorit foarte mult, dar nu a practicat gimnastica. Și atunci, dacă și-a dorit foarte mult și n-a avut posibilitatea, s-a gândit... Să dăm pasta mic. Da. Prin, ai vrut și tu. Da, eu mi-am dorit foarte mult. Știu că a venit un frate de-al mamei acasă și a început să facă mișcări de încălzire cu mine și a văzut că sunt foarte atentă. Și i-a venit ideea și a fost și momentul potrivit. I-a spus mamei, de ce nu o ducem la preselecție la Deva să înceapă gimnastica? Și când am auzit, da, vreau la gimnastică. Da? Cum? Da. Deci cum ar veni să zicem așa, tu n-ai mai avut idol pe Nadia, că te uitându-te la Sydney era, cine era, Mânaru, Andreea Olaru, Răducan, Andreea Răducan, nu? Da, știu că am și autograful de la ele pe poza cu mine de la școală, în clasa întâi se făcea poza aia. Da, de... tradițională. Da. Și mama mea a luat poza respectivă și le prindea pe fete când ieșeau și ele în oraș și le ruga să-mi dea un autograf și acum am poza respectivă, da. Deci tu ai plecat un fel de bunăvoie și nesilită de nimeni de acasă spre Deva. Da, eram... Nu mai aveam răbdare. Dar copilăria de ce la Turceni? Acolo erau bunicii sau cine era acolo? Sau... Acolo locuiam. Acolo din Turceni, Da. La termocentrală, la ce e acolo? Că aveți fum toată ziua acolo. Da. Mai e ceva de ea? Sincer, nu mai știi prea de mult. Știu că nu mai... Bun, și ai plecat la Deva. Da. Ești prima pe care o aud că a plecat așa, că rest erau cu plânsete, cu... Da, de la 6 ani. Probabil că am plâns și eu, nu știu, dar eram foarte încântată. Știu că mama mea îmi spune... Că niciodată nu mă uitam în urmă când ea pleca. Tot timpul știam că ea trebuie să plece de la mine și mă puneam să colorez sau făceam ceva ca să nu stau la geam, să o privesc, aveam geamul exact la poarta intrării în școală. Stai să repetăm un picuț ca oamenii să înțeleagă. Tu ai plecat la 6 ani, ai fost pe cont propriu de la 6 ani. Da. Ca să înțelegi ce înseamnă sportul de performanță, nu numai gimnastică. Da, de la 6 ani abia am împlinit, că eu am împlinit în 29 august 6 ani și pe 15 septembrie începea școala. Dar, repet, nu am simțit că mi-a fost atât de greu la început. Am ajuns acolo în cămin, în internat, și eram atât de multe fetițe că stăteam, cred că eram vreo 20 în cameră și aveam un pat de o persoană. Și stăteam 2 fetițe într-un pat. Și aveam dulap la fel, câte 2 fetițe, ne puneam hainele în același dulap. Dar am prins cu o colegă care era din Târgu Cărbunești. Deci eram cumva tot în ceam în două, da. Mamă, o perioadă frumoasă, nu știu, nu regret. Chiar mi-a plăcut foarte mult. Bun, asta înseamnă primul pas în gimnastica de performanță. Da. Dar te-ai gândit că, adică cum era, bănesc, a fost după aia o probă sau cum? Sau... Înainte să ajung la Deva, înainte să înceapă școala, a fost o preselecție. Știu că au fost, cred că 300 de copii care au venit să dea preselecția. Deci pe vremea aia se mai venea la... Da, era curtea. Deci asta plină, suntem plină. În 2000 fix? Da. În 2000 fix. În 2000, da. După Sydney? Da. Unde am luat niște medalii, mă rog, cu problemele care au fost cu scandalul de dopaj și da, așa, nu contează. Da. Bun. Și
Și Ama cu gentuța în spate, da, e la Deva. Da. Mama pleacă. Aveam două costume de gimnastică, unul bleu-marin și unul verde. Păi de unde le aveai? Am fost la Craiova să mi le cumpere mami, da, ca să am la gimnastică. Pe vremea aia nu se găseau așa costume de gimnastică cum se găsesc astăzi magazine, peste, da, tot. Da, și aveam două costume și știu că trebuia să mi le spăl la mânuță singurică, mergeam la baie. Nu. Da? Da, da. Mergeam în gașcă așa toate fetele și umpleam baia, nu știu câte ghiuvete erau, vreo 5-6, și toate stăteam acolo și ne frecam șosețelele, costumele. Dar tu înțelegeai în momentul ăla, nu înțelegeai ce se întâmplă, adică de ce trebuie antrenamente, de ce alte fetițe să joacă cu păpușele, aveți păpușele? Probabil că aveam, da, dar nu... Dar la tine a spus că a fost o plăcere. Asta, da, pentru Bun. Că eu abia așteptam să merg la antrenamente. Chiar mama mă întreba, îți place... Să veni să te luăm sau... Mă întreba unde îți place mai mult, la școală sau la antrenamente, ce preferi să faci? Și zic, prefer la antrenamente, dar nu-mi place pregătirea fizică. Că munceam foarte mult la Era pregătirea greu? Fizică, da. Greu, rău. Da. Bine, preferam să fac pe eu, aparate da, decât pregătirea fizică. Dar la pregătirea fizică ce însemna? Păi exerciții pentru musculatura abdomenului, genuflexiuni, flotări. Da. Eu tot timpul mă specific... gândesc la fotbaliști, toate exemplele mele sunt fotbaliști, ceva de genul, hai să ne mai da și mingea, cam așa ar veni, nu? Adică hai să ne suim la aparate, că ne-am... Nu. Să mergem la aparate, că ne-am lămurit cu pregătirea asta fizică. Făceam, era principal. Am pregătirea înțeles. Fizică după antrenament, o oră... La cum respir și cum așa, înseamnă că într-adevăr ți era greu, nu? Da. Și după aia voi treceați direct la aparate. Păi asta era la finalul antrenamentului, la început. Era păi da, desert. Pentru că altfel nu... Am înțeles. Primul concurs, îl mai aduce aminte? Primul concurs serios, 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 nu... Serios? Da, primul concurs cu medalii, uite. Da, primul concurs ar fi școlarele care se țineau la Buzău. Nu știu, cred că aveam 8 ani, ceva de genul. Stai. Deci după ce că plecasești de acasă la 6 ani, acum mai traversa și România ca să vă la Buzău, da, la școlare? Da, tot timpul la Buzău. Da, școlare sau mica gimnastă. Era inițierea noastră, practic, în competiții. Și... Din ce mi-aduc aminte, parcă am câștigat un titlu la paralel, argintul sau bronzul, nu mai știu exact. La bârnă toată echipa ratase, bătea vântul la bârnă. Ți-au lăsat ușa deschisă, era curent. Da, și așa pe echipă, nu mai știu, locul întâi, cred, sau doi. Știu că Timișoara avea echipă foarte bună pe atunci. Da? Da. A pus medalia. Mă rog, de ce culoare, de ce... Da, ideea e că am plecat de acolo cu două medalii, sigur. La 8 ani? Da. După da. 2 anișori de... Da. Da. De... Aveam emoții, știu că la bârnă... La bârnă aveam cele mai mari emoții. După ce terminam exercițiul, îmi venea să vomit. Da? Da. Dar acum eu întreb că a pornit de la Bulimar și de la Iordache. N-ai voie să răspunzi negativ. Am înțeles? Eu n-am știut. Bârna aia lungă, în capete, da. Are niște... Sincer, n-am trecut prin asta, eu nu pot să povestesc, pentru că nu am făcut. N-ai ascuns acolo nimic? Nu, nu. În stală n-am ajuns, nu, chiar nu. Nu? Erau în camere, găseam, dar asta când eram... Mai mari un pic. Mai mari, pe la 16 ani, cam așa. Deci când la început ați fost cu mințele, nu... Da, da, da. Că nu prea puteai. Și prostioarele astea cumva le-am învățat de la cele mari, să zic. Dar consider că generația mea a fost destul de cuminte. Generația mea fiind Raluca Haidu, Ana Porgras. Care pune unghii acum? Da. Care pune unghii, nu face astea permanente? Da. Am înțeles, undeva pe la Brașov, parcă. Da, la Brașov, da. Și participă la concursurile astea cu de supraviețuire. Da, da. Și să mai dau fotbaliștile. Da, mă rog, nu e da, treaba. Nu, asta treaba cu dulciurile a fost o problemă așa de pe la 15 ani, 16 ani, cam așa. Când am fost mici, nu am dus lipsă de mâncare sau dulciuri. Deci chiar. Asta e legendă cu că n-aveați voie, că dulciuri sau cum era? Nu, n-aveam voie, deja când ajunsesem la performanță la senioare. Dar până atunci? Dar până atunci, da. Noi, generația mea, consider că am fost destul de... norocoase, pentru că am avut antrenori foarte open-minded, da, așa. Deschiși, da. Da, și știau cumva că atunci când vom fi mare, vom ajunge și noi în situația asta în care nu vom avea voie să mâncăm da. Tu ai iubit ciocolata de mică? Am înțeles că și acum mai servești la micul dejun, da, nu? Da, da, da. Fiind cea mai importantă masă a zilei. Sunt dependentă de ciocolată, nu știu. Da? Toți nu trece o zi fără să mănânc ciocolată. Și la tine? Da. Și la tine e la fel. Deci, uite, ca să ne înțelegi, și ea a făcut și încă mai face spor de...
de performanță. Bun, când ai ajuns acolo la voi, cum e ca la, în celelalte sporturi, te ia cineva sub aripă, adică mai vină încoace să am grijă de tine sau e fiecare pe cont propriu? Că nu știu cum e la gimnastică. Adică într-un vestiar, într-o echipă, numai la fotbal, basket, handbal și așa mai departe, e unul mai bătrânel? Nu a fost cazul, pentru că asta vorbim de când am ajuns eu la Deva de la 6 ani. Eram toate în cămin, aveau doamnele pedagoge grijă de noi. Și era totul foarte bine organizat. La ora 7, să zic, ne trezeam, mergeam, ne spălam, făceam un rând așa pe hol de foarte multe fetițe, nu știu cât eram, tot holul era plin. Și mergeam de mânuță la cantină, ne așezam la masă, după ce terminam de mâncat, tot așa făceam rândul. Și plecam din cantină, mergeam în școală, acolo făceam ore, nu știu, 3 ore cât aveam. Veneau antrenorii, ne lua din clasă, ne duceau jos la sala de antrenamente. Și după aia terminam, mergeam la masă și tot așa. A fost un program foarte bine organizat și eram în permanență supravegheate. Și aveam și meditații, aveam ora de somn la prânz, după mergeam la meditații. Băgai somn, băgai, că n-aveai ce să faci. Deși seara, când ni se dădea stingerea, toate fiind gimnaste și aveam paturi suprapuse, făceam tumbe, ne cățăram pe pat, ne dădeam prin rostogolire jos, făceam gălăgie. Ura nu cobora normal din pat. Da, exact, și făceam gălăgie și venea doamna pedagogă și ne scotea pe hol. Asta seara. Pe holul, da. Și ne punea la flătări și genoflexiuni până ne potoleam, că aveam prea multă energie și... Și celebra, dacă aveți prea multă energie, las că vă potolesc eu. Da, și știu că de fiecare dată eram ultima care intra în cameră pentru că pe mine mă bufnea râsul în continuare, adică mi se părea ceva foarte amuzant. Da, tu înseamnă că aveai multă energie. Da, și după mai râzi, mă trimitea și pe mine până la urmă la somn și... Birmingham 2010. Avem 16 anișori neîmpliniți sau cât? Neîmpliniți. Asta e primul concurs adevărat, senioare, da? Înainte de 2010 am avut campionatul european de junioare în 2008, unde am avut un rezultat foarte bun, consider eu, am luat locul 2 la bârnă și medalie de bronz la sol. Bine, asta nici nu se mai puneau la voi, la modul serios, pentru că eram obișnuiți, da, ca la junior să iei cam tot, era vorba doar ce facem la seniori. Asta erau vremurile de atunci, acum 20 de ani, acum... În 2008 am avut anul cu europenele de juniori, apoi a urmat 2009, în care am avut un an excepțional. Am câștigat tot ce se putea la toate competițiile, am avut și festivalul olimpic al tineretului Tampere sau da, ce, da, da. Da. Unde... Asta vezi, nici nu se mai pun, că era cinstit. Da, nu se mai pun, dar pentru mine atunci era o competiție foarte importantă. Eram chiar înainte de anul de seniorat și atunci era destul de important pentru mine că eram văzută. Corect. Și vine Birmingham, 2010. Unde cred că am o poveste destul de interesantă. Am luat medalia de aur la bârnă, dar nu eram calificată. Nu eram calificată să particip la bârnă în finală. Stai puțin. Nu erai calificată însemnând că nu obținusești baremul sau cum? Da, se califică primele 8 sportive. Bun. Pe fiecare aparat. Iar eu am fost a noua sportivă. Prima sub listă, cum ziceam. Prima sportivă fiind Ana Porgras. Ea, accidentându-se la competiția pe echipe și la aterizare la bârnă, probabil că și-a rupt gleznă, nu știu, ceva s-a întâmplat. Și atunci, nemai putând concura ea, intră prima rezervă, totdeauna. Am avut noroc că am fost eu prima rezervă. Și atunci am intrat în competiție, m-au anunțat înainte cu... Nu știu, la jumătatea zilei m-a anunțat, vezi că tu mâine intri în competiție în locul Anei, că ea nu poate să concureze. Și m-am bucurat foarte mult. Eram și așa, îmi părea rău pentru Ana, dar mă bucurasem că aveam eu șansa asta. Corect. Și am intrat și prima în competiție. Prima, da. Mi-am făcut exercițiul mai bine decât în calificări și finala pe echipe. Aveam și o linie de acrobații de elemente, două elemente acrobatice legate și știu că în calificări și în finală nu am reușit să o fac. Ca să nu ratez, nu am aruncat în al doilea element. Uh-huh. Iar la final am zis acum... E totul sau nimic. E pentru mine, nu mai pierde echipa, nu mai pierde nimeni și atunci mi-am făcut și legarea respectivă și mi-a ieșit foarte bine, da. Și am avut prima notă 14, 400 și un pic și stăteam, mă rugam așa,
Dar cum e mai bine să fii primul sau ultimul? Sau cum e? Că dacă ești primul, aștepți toate celelalte note, nu? Dacă ești ultimul, vezi toate celelalte note sau cum e? Mie mi-a plăcut să fiu prima, mai puțin la sol, pentru că nu aveam timp să mă, să mă refac după încălzirea de 30 de secunde pe aparat. La bârnă îmi plăcea și la sărituri aș fi preferat să fiu prima. Da. Dar în rest, la sol, a doua, a treia, la paralele, la fel. Bun, și ai așteptat toate celelalte rezultate. Da, cu emoții, cu inima, Da. Și am văzut rezultatul final, că rămăsesem pe locul 1, m-am bucurat, bineînțeles. Ai realizat atunci că ce înseamnă să fii campioană europeană? Sau... Nu cred că am realizat. Nu cred că m-am bucurat așa cum ar fi trebuit să mă bucur, cum aș bucura acum, dacă s-ar mai întâmpla, da. Că a fost o medalie pusă pe gât de Se și vede în filmarea de pe YouTube. Da, adică vede e că... ceva... Da, eram cumva crispată, pot să spun. Mă simțeam, mă bucuram și pe de altă parte nu mă bucuram, pentru că nu simțeam că e meritul meu total, cumva, nu știu cum să explic. Pentru că... Aveai așa o jenă. Da, da. Deși erai campion european, foarte tare asta. Deși acum, dacă ar fi să dau timpul înapoi, m-aș bucura pentru medalia aia, pentru că se întâmplă, e o ocazie unică și... Nu m-am mai întâlnit cu ea, deci... Corect. Deci campioană europeană la 16 ani, da. Neîmpliniți. Era prin mai, cred că se întâmpla, deci... Ai zis că mai ai medalie. O am, da. Da? Da. Iar în 2011 am luat, la următorul campionat european a fost individual compus și am luat locul 3, care iar este... Mi s-a întâmplat cumva la fel. Se califică primele 24 de gimnaste. Iar eu eram calificată pe locul 27. Deci nu mai erai nici măcar prima, acum mai erau... Eram pe locul 27. Și erau... N-avem voie decât două gimnaste din fiecare țară. Țară. Iar din... Nu știu exact ce țară, erau câte trei gimnaste și atunci au fost eliminate și am ajuns eu pe locul 24. Colega mea, Diana Chelaru, era calificată locul 2 sau 3, ceva de genul. Era pe podium, deci, în calificări. Și acum am venit, mi-am făcut competiția. Eu la calificare ratasem la paralel. Mi-am făcut un concurs, ce să zic, cea mai proastă zi. Nici la antrenamente nu mi se întâmpla să fac atât de prost. Mi-era și rușine că luasem o notă de 10 și ceva la sol, deci intram în pământ de rușine, efectiv. Nu mai mi-ardea de nimic. După când mi-au zis că sunt calificată, m-am bucurat foarte mult. Și am zis, hai să mă scot aici, că dacă am, nu? Și mi-am propus să nu mă uit la tabelă, să nu mă uit ce face nicio gimnastă din sală, să nu mă uit la nicio notă decât la a mea, să dau capul în pământ și aia e. Și asta am și făcut, am început cu paralel, mi-am făcut aterizarea perfectă, că acolo am avut probleme la calificări. După bârna mi-am făcut-o bine, la sol am ridicat puțin așa ochii. Să vezi un picuț. Și am văzut că sunt pe locul 5, ceva de genul 6, nu știu, eram departe. Mai aveam săritura de făcut. Și acum antrenorul meu zicea să-ți faci săritura ca la calificări. Și zic, bine, încerc să dau tot ce pot. Și acum am făcut săritura, luasem un 14.400-300, nu mai știu exact nota. Și antrenorul a venit și mi-a spus, ți-am spus să-ți faci săritura ca la calificări. Și nu înțelegeam ce se întâmplă, că nu știam dacă fac așa, sunt pe locul cu tare, dacă fac așa. Dacă făceam săritura ca la calificări și îmi dădea cu o zecime în plus, luam locul 2. Și așa am luat locul 3. Și acum știu că Diana Chelaru era înaintea mea pe tabelă. Și eu făcând săritura, am detronat-o pe ea, ea fiind pe 4, eu pe 3. Și a venit să mă felicite, dar... Ce se vedea pe filmare, că am evitat-o. Așa am auzit atunci niște discuții, că m-am comportat urât, că aș fi evitat-o pe Diana. Dar nu am făcut-o intenționat. Pur și simplu, antrenorul vorbea cu mine. Eu nu știam ce se întâmplă, adică nu știam pe ce loc, să nu știam de ce mă ceartă antrenorul. Diana a venit să la mine să bată palma, eu am trecut pe lângă ea. A fost a așa. Că a fost ignor. Da, deși n-a fost așa. Am înțeles. Trecem la 2012, știu că e mai greu, dar trebuie să ajungem și acolo. Trecem. Nu? Da. Bun. Suntem în
Mi-e greu să spun 4 ani de muncă pentru Jocurile Olimpice. Suntem în 2012. Pot să spun că sunt 12 ani de muncă pentru Jocurile Olimpice. Corect. De când ai început asta... Pentru asta se pregătește fiecare sportiv când intră. Deci asta ai vrut de dintotdeauna. Asta e țelul. Adică europeanul da, îl mai rezolvăm. Sunt cumva niște verificări, niște... Am înțeles. Să vezi unde te situezi.